Simona. Bună, Marius. Continuăm cu niciun mesia blând. Spuneai tu înainte de misiune că discutam noi, nu vedeam lucruri explicate în cartea aceasta decât fapte istorice. Da. Sângeroase. Da. Acum, eu nu știu dacă a fost cu intenție să fie scrisă în felul acesta, având în vedere că e prima ediție. Între timp, această ediție a mai fost updatată. Eu mă gândesc că el vrea să arate, de fapt, că religia creștină și nu numai, aceste care au un salvator, sunt religii sângeroase. Deci nu sunt religii de iubire. Sunt o sculă în mâna puterii. Dar au fost folosite Instrumentul. Ca justificare pentru cucerire, pentru crime, pentru îmbogățire, pentru dominație. Dar asta el vrea să dovedească. El nu vrea să spune, nu există nimic blând, bun și îngăduitor în această religie. Așa ți se vinde, dar dacă te uiți dincolo de perdea, vezi că e plin de crime, de uzurpări de stat, de numai despre putere, atât. Datorită lui, noi în continuare suntem în pericol de război mondial. Absolut. Exact datorită acest sistem, așa cum ai spus tu că Statele Unite sunt creștine, preponderent. Exact. Acum, știi cum e, Marius? Fiecare care citește cartea o înțelege prin propriul lui set de valori și nivelul de înțelegere la momentul respectiv. Da? Nouă poate că ne pare un pic mai slăbuță pentru că noi avem toate cunoștințele astea care le-am descoperit în Vechiul și Noul Testament. Dar el, de fapt, la ce ne ajută la noi, de fapt, cu dovezi istorice, că, într-adevăr, cei care spun că Noul Testament e plin de iubire, păi uite aici, toată cartea aceasta este de la Noul Testament, da? Deci de la secolul 1. Când au distrus creștinii tot ce era civilizație, cultură, dezvoltare, libertatea religiilor la momentul respectiv. Ne-a aruncat în Evul Mediu și asta l-au fost precizate mai multe ori în decursul acestei cărți, că această revoluție creștină n-a făcut decât să ne arunce înapoi cu 1000-1500 de ani în ceea ce privește evoluția umană. Fizică, spirituală, tehnologică, oricare am vrea noi să toată evoluția, ce înțelegem prin evoluție. Iar noi suntem în acea situație acum, pentru că noi nu pricepem că atâta vreme cât avem un salvator, nu o să ne eliberăm niciodată. Iar războaiele merg mai departe. Deci noi, dacă eram să spunem, Marius, pe 1990, că pe atunci, prin anii 90-2000, nu prea mai era acum. Începuse să fie o perioadă de calmitate, să spun, uite, că suntem avansați, toți vorbeau despre drepturile omului, să nu mai fie războaie, să nu mai fie una alta, să nu mai fie spionaj, să nu mai spioneze oamenii unii pe alții și acum ce avem? Exact tot ce ziceam că asta nu o să se mai întâmple niciodată, nu o să ne mai pândim unii pe alții niciodată, nu o să ne mai discriminăm niciodată, că aia s-au fost, nu știu cum au făcut strămoșii noștri, dar noi niciodată nu o să facem. Și exact ceea ce am zis că niciodată nu o să mai facem s-a repetat și se repetă. Și încă mai rău ca înainte. Dar nu vedem motivul. De ce? Pentru că suntem divizați, pentru că suntem împărțiți și nu gândim cu capul nostru. În altă parte, nici nu avem cum să gândim, că dacă suntem polarizați, luptăm, nu gândim. Da. Dar am observat că toată cultura omenirii dintotdeauna și toate religiile și învățăturile care există sunt polarizate. N-am găsit niciodată. M-am uitat și eu în bibliotecă să văd dacă e cineva care să nu fie polarizat. Toți sunt cu un bine. Toți caut un bine mai mare. Și ăla te omoară, binele ăla. E construit pe principiul bine-rău. Bine-rău, da. Și în momentul în care amplifici, cauți binele și l-amplifici, amplifici rău, de fapt. Întărești inversul. Îi dai și victoria. O nebunie. Deci e un mecanism cu auto-întreținere infernal. E o bombă infernală care o purtăm în noi.
M-a ascultat un filmuleț și eu înainte despre Mesia, că un popoare, multe popoare, nu, și din Orient, așteaptă Mesia. Musulmanii pe Isa, este tot un Isus. Și degeaba așteaptă, în momentul în care așteaptă din afară, deja ei sunt condamnați la moarte, s-au condamnat la moarte. Pentru că nu-și rezolvă problema lor de aici. Deci când așteaptă din afară un salvator să le salveze viața, un mântuitor, asta înseamnă că ei în viața de acum se vor ocupa de bunăstare. Nu se vor ocupa de apropierea de divin. Ca să se apropie de divin, trebuie... Deci sunt condamnați. Când ai un salvator, ai binele tău pe primul plan. Deci te-ai condamnat deja. Și nu ai cum să scapi. Vei crea război. Pentru că cu cât omul caută binefacerile lui, bunăstarea lui, comoditățile să le întărească, el construiește inversul, ca să-i distrugă bunăstările, bunăstarea și comoditățile. Deci el e condamnat continuu, se condamnă continuu. Atâta timp cât va aștepta un mântuitor, nu va veni nimeni. Deci întotdeauna va pune binele său pe primul plan și va crea război, va crea suferință, moarte, durere, boli. Deci un mecanism ăsta infernal, este nebună lumea aceasta. Dar nu se vede, oamenii nu văd cum intră acțiunile lor unul în altă. Că totul este o împletitură. Zic că, într-un fel, nu are de-a face cu mine. Știi ce? Deci toată construcția asta de absolutizare a unui bine, cu salvator, cu toate cunoștințele lumii, învățătorii lumii, e un mai mare bine pe care caută toți. Ăsta este ucigașul. Acel mai mare bine este, de fapt, diavolul. Că ce înseamnă definiția diavolului? Eu, pe primul plan. Binele meu, adevărul meu, dreptatea mea. Deci soluția este să nu-ți cauți binele niciodată, inversă. Deci mereu să nu-ți cauți binele, să te împuținezi, să te autolimitezi, să te restrângi, să slujești pe celălalt, să faci voia lor, nu voia ta. Și când faci lucrul acesta, n-ai eu. Și dacă n-ai eu, nu-i nevoie să generezi inversul. Nu poți să generezi inversul. Și nu poate să există suferință, boală. Asta este cea mai fantastică. Că tu îmi spuneai de unul. Când a zis vicii, că viciile sunt problema, înseamnă că virtuțile sunt soluția. Și când ai absolutizat virtuțile, ai creat viciul. Păi nu asta e, nu e așa. Deci problema sunt absolutizarea binului propriu, ăla e diavolul. Noi nu știm ce este diavolul, ce e satana. Și că se zice să te lepezi de satana. Păi satana e binele propriu. E deghizat, tu nu-l vezi. Oamenii nu-l văd, că n-au cum să-l vadă. Ei aruncă vina în afară sau caută exact ceea ce îi distruge. Atât timp cât ei vor căuta binele propriu, ei îl vor întreține și îl vor susține pe satana. Ei sunt sataniști. Toată lumea e satanistă. Toți care își caută mai mare bine pentru ei sunt sataniști. Că ce înseamnă să te lepezi de satana? Satana e ego-ul. Să te lepezi de ego. Poți să te lepezi de ego. Marius, e interesant că la biserică te întreabă, te lepezi de satana? Deci ei știu că fiecare îl avem în noi și ne zic să repetăm, da, mă lepăd, da, mă lepăd. Dar nimeni nu întreabă, dar ce înțelegeți prin... Satana, da. Și dacă spui că e binele tău, e mașina ta frumoasă, e casa ta, hai de mine. Da, deci bine. Nimeni nu spune, domnule, păi îmi cer să mă lepăd. Păi eu nu mă lepăd, că nu am de ce să mă lepăd. Dar nimeni nu întreabă, dar de care e satana care îmi cer să mă lepăd? Că cere la toată lumea. Și îți mai dă și focusul eu în frunte după aia, nu? Da, da. E disimulat, nu poate fi întâlnit, nu poate fi înțeles. Și mai e o chestie, mi-a venit acum minte, Marius, în momentul în care lumea caută un salvator, ea pleacă de la principiu că le este rău. Deci în momentul când te duci să te rogi, tu automat... Vrei ceva mai bun, dar pleci de la principiu că nu e bine ceea ce ai acum. Nu e de ajuns, nu e bine. Deci dacă nu e bine și vrei ceva mai mult, de aia te duci să ceri. Exact. Nu? Și nu-ți dau seama că faptul ăsta de a simți că nu e bine creează acel nebine pe care îl păi vezi. E o acuzație la adresa lui Dumnezeu că nu face lucrurile bine și nu se poate asta. Deci faptul că nu le e bine este cel mai bine. E foarte important să nu le fie bine. Pentru că chiar vindecarea. Deci răul care ne vine este chiar vindecarea. Noi avem nevoie de necazuri, de neplăceri, de pierdere, ca de aer.
Deci tot ceea ce ne distruge nouă binele, îl distruge pe satana. Păi nu e bine că îl distruge pe satana. Deci tocmai ăsta, care noi fugim de ele, ne ducem la psiholog, ne ducem la doctor, ne ducem la politician, la avocat, să rezolve situația. Aceste nemulțumiri ale noastre, dramele noastre personale, nu sunt ale noastre, sunt ale egoului. Noi nu avem nicio treabă cu ele, ca ființă divină, ce suntem. Și e bine că vine pe ego, că scap de ego. Sufletul se bucură de fiecare dată când noi avem drame personale și avem pierderi, nenorociri, de toate felul, dureri fizice, să știi că sufletul se bucură, că scapă de ego ăla, că noi ne identificăm cu corpul, cu avantajele lui, cu binele lui, cu interesele sale. Noi nu suntem corpul. Noi când avem pierdere, sufletul e fericit. Este cel mai fericit că scapă de încorsetare, de închisoarea cea de toate zilele a lui satana. Nu suntem sataniști, noi trebuie să pornim, nu că suntem ființe umane, nu, avem timp până ajungem ființe umane, durează. Cine știe, în altă viață poate, în alte vieți. Noi funcționăm ca o ființă întunecată, toți. Și uite ce e greu și pentru noi din școala iubirii, să poți, te surprinzi oricând că ești polarizat. Că zici, numai așa este bine, așa trebuie să fie lucrurile. Când ai zis că așa trebuie, tot s-a terminat. Că este și așa și așa, e și plus și minus. Și mereu trebuie să fii atent, când ai zis așa, trebuie să fii imediat și cu inversul. Dar așa, așa este adevărat și așa există. Și atunci ai intri în neutralitate. Când intri în neutralitate, dai voie lui Dumnezeu să vină să te surprindă. Noi, de fapt, căutăm rău, ne ucidem pe noi. Suntem sinucigași. Ne omorâm pe noi. Suntem ființe întunecate. Nu știm. Ca să trăim în divin, noi trebuie să lăsăm pe el tot timpul să hotărească pentru noi. Să ne dirigeze viața. Să nu vrei nimic. Să lași așa, să fii indiferent. Să fii nepăsător. La un rezultat bun în viitor. Să ne ferim de binele ăsta, că ăsta e binele diavolului. Binele pentru diavol, nu e pentru... Și mereu să ne restrângem binele, cât se poate, să ne stresăm corpul, să ne-l constrângem, cât se poate de mult, pentru că constrângerea corpului este constrângerea diavolului. Identificarea cu corpul este diabolizare. Nu suntem corpul. Suntem cel care se sacrifică pe sine continuu. Asta este Dumnezeu, cel care se sacrifică pe sine tot, se jerfește. Ăla este. Deci în orice acțiune, când tu te sacrifici pe tine, sacrifici comoditățile, bunăstarea, plăcerile și nu le vrei, tu te unești cu Dumnezeu. Nu ai nevoie de rugăciune sau de exerciții de meditație sau de respirație ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Din contră, acolo nu te întâlnești deloc cu Dumnezeu. Nu este acolo. Este doar în fiecare situație în care tu nu-ți cauți binele. Nu-ți vrei bine, nu-ți alegi bine, dai întâietate celălalt. Când ai dat întâietate, tu te-ai unit cu cealaltă. Când faci voia celălalt, te unești cu el, cu Dumnezeu. Și așa îl simți. Deci când celălalt e fericit, aia este fericirea ta. Fericirea celălalt e fericirea ta, nu a ta. Când cauți, pui fericirea proprie, binele propriu pe primul plan, omul se îndepărtează de divin și vine împotriva lui ca să-l aducă înapoi. Deci așa ne facem noi. Ei au făcut o lume plină de atracții ca să ne lipească, ne-a lipit, o punem pe primul plan, facem totul pentru binele nostru, dar vin cu taxe și impozite și îmbogățim. Deci noi cu cât căutăm mai mult bine pentru noi, îi facem mai bogați pe aia. După să care... ne cumpărăm încă o pereche de pantofi, da, și să vezi ce mai face. Să se duce la ei. Exact, exact. Și când vede că suntem prea mulți, se ne duce la război, să ne bătem între noi. Inventează tot felul de teme care nu contează. Nu înseamnă nimic. Ei scad populația. Orice... Exact cum ai spus tu data trecută, ei sunt un fel de dinastie, e o dinastie și ei știu lucrurile astea, le învață, asta care discutăm noi. Da, e stilul lor de viață. Deci, într-un fel, e normal. Pentru noi e un exercițiu. Sunt în școala iubirii de acum. Aceștia care conduc omenirea, dincolo de Clubul Big de Persoane Iluminate. Da. Sunt în școala iubirii. Eu am întâlnit asemenea om și am vorbit lucrurile acestea, am discutat cu el foarte mult și de acolo am înțeles multe lucruri. Și dacă ai ști cum era, nu-ți vine să crezi. Avea 95 de ani, 95 de ani, avea pielea ca un bărbat de 50 de ani. Avea piele, nu avea niciun fel de rid. De ce asta? Rid. Da. De la ce? Rid. Poftim? De ce? Ce făcea?
La Păi ce asta apartament făcea compensare. Făcea tot timpul compensare și dacă faci compensare, atunci te conservi, pentru că îți dai timp, dai ani la viață. Dai timp, dispar bolii, dispar necazuri. Deci el compensare cu? conduce lumea prin compensare. Deci se echilibrează pe sine, evită polarizarea și dă voie pe Dumnezeu să-l susțină. El conduce lumea împreună cu Dumnezeu sau Dumnezeu prin el. Și compensarea, poți să dai un Omul exemplu? acela cred că o să ajungă la cât l-am văzut, l-am întrebat cât ce vârstă ai, 95 de ani. Dar cred că ajunge la 200 de ani. 195, da. Dar, 195. Marius, dă un exemplu de compensare, așa, ca să înțelegem. Astea banale de zi cu zi. Când Câte? avem noi tendința să zicem că așa este bine, el zice și așa și așa. Păi mi-a explicat că de unde vine școala iubirii, de acolo. Școala iubirii vine din zonele cele mai de vârf de conducere a lumii. Deci această cunoaștere este, de acolo este. Că am discutat cu el mult timp. Nu E mi-a spus direct, am observat eu și încetul cu încetul am analizat ce făcea și cum făceam. Mereu când spuneam așa trebuie să fie, așa sunt lucrurile și el zicea, sunt și așa. Bine, întorcea pe ca. Dar nu mă lăsa în deloc. Deloc nu mă lăsa să fiu poziționat. Dar nu se lăsa nici pe el. el făcea asta față de tine ca să-ți arate sau Cred că ca ca să să te și mă, să mă și poziționeze. învețe, da. Așa, Dar ca și față de el, că nu-și permita, că mi-a zis la un moment dat, nu-mi permis să te las polarizat. Înțelegi? Eu spun lucrurile astea le-am spus și din Shangri-La, sunt din prima carte. Sunt așa înserate peste tot. Dar nu am fost pregătiți cu toții să fim conștientizați. Nu mi-a venit nici mie să mă centrez pe ele. Nici mie nu mi-a venit să mă concentrez pe ele. Le-am spus, am fost întreagă, am trecut peste lângă ele. Peste ele, da. Și foarte simplu. Ca să ți-am zis de chirpici. Ca să de chirpici cu stuf pe acoperiș. Simplu de tot, nu avea nimic în casă. Deci nu au nevoie. Ei conduc lumea din interior, din interiorul lor. Puterea lor este colosală. Nu am fost de față la transformări sau mai știu eu ce, comunicări cu lumea sensibilă, dar închipui că este capabil de toate lucrurile astea. Comunică cu ființele de sus. Și atunci, Marius, de ce cineva în poziția respectivă, care cunoaște esența divină, adică legile lui Dumnezeu, să spunem așa, știe cum funcționează, de ce nu ar propovădui, ar da această știință la toată lumea? Pentru că fiecare trebuie să le cucerească singur. Deci ne dă mai întâi divizarea. Deci mai întâi trebuie să înveți divizarea ca să înțelegi că Să te divizarea divizezi, să este. suferi în urma divizării cât se poate de mult, ca să te trezești, că altfel nu rămâi constant. Deci nu poate să-ți dea, efectiv. Nu rămâi constant, nu ești convins. Asta așa e. Deci trebuie să fii mai întâi divizat ca să-ți dai seama că divizarea nu e o soluție. Da. Trebuie mai întâi să fii în control până la sfârșit ca să-ți dai seama că controlul nu este soluția. Trebuie să critici, să judeci până când nu mai poți ca să-ți dai seama că aia nu este soluția. Deci, într-un fel, trebuie să mergi în extrema respectivă ca să dai cu capul de, nu știu, de ușă și să-ți dai seama că acolo nu este soluția și să te întorci. Corect. Da. Singur să cucerești. Dacă nu cucerești singur, nu rămâi acolo. Și nu poate să se dea, că nici nu ești pregătit, nici nu auzi, nu înțelegi. Imposibil. Nu Da. se poate. Și n-am văzut un om mai neglijent. N-am văzut haine mai șifonate. Niciodată în viața mea n-am văzut. Știi cum e? Semăna cu Spencer Tracy. Știi? De semăna perfect la față cu Spencer Tracy, fluiera când mergea pe stradă, așa, hainele lui erau cocoloșite în ultimul hal, de parcă le-a luat cineva așa dintr-o, știi, de la spălătorie și nu l-a călcat, știi, erau de special făcea chestia asta. L-a cocoloșit, ca să râdă lumea de el, să-și bate joc de el. Și nu avea niciun fel de treabă cu nimeni. Și avea o pălărie care o ținea pe o parte și fluiera. Exact Spencer Tracy. Da.
A, deci nu era pus la 4A, ce pantaloni cu dungulițe. Oh, era ultimul om de pe stradă. Era ultimul om. Ultimul om. Păi bine, atunci oamenii s-ar întreba, păi ce fel de viață de asta să mergi așa ciufulit? Uite, uite, și ai putea să zici cum a ajuns la mine? Ce, cum se întâmplă? Păi evoluția ta interioară ți-l aduce. Evoluția ta interioară te pune în contact cu diferite nivele de evoluție ale omenirii. Și vin spre tine. Spre exemplu, eram la plafar și vine un tip. Și îmi zice, am venit din Tibet la tine. Și îmi zice, aoleu. Și mi-a povestit o felul de chestii, știi? Și eu mai țin minte care a fost, vrea să mă învețe tot felul de lucruri. Dar asta vreau să zic, întâlnirile sunt miraculoase, sunt funcție de nivelul tău interior. Deci nivelul tău prilejuiește întâlnirea. Deci acea zicală, Marius, că la momentul potrivit profesorul o să-ți apară, ceva de genul ăsta, exact așa. Adevărată. Deci nu tu e trebuie perfect. Să-ți cauți profesorul. Nu trebuie să alegi tu. La fel ca în filmul acela Baba Zis. Când fetița îl întreabă pe bunic, bunicule, unde merg ăștia toți? Se duc la o întrunire sufită din deșert. Și unde, de unde știu ei unde să se ducă? Păi nu știe nimeni. Dar cel care este pregătit va ajunge. Da, exact da. Situația asta mi s-a întâmplat mie. Să vezi, era la plafar și vine un tip. Și tot așa, neglijent, de toate felurile. Și am început și eu în Shangri-La să vorbesc despre el și am uitat. Deci nu mi-a dat voie să continui. Deci m-a blocat și nu am scris decât o propoziție și gata. Despre el. Cam, am, așa cu avânt. Și a venit la mine un om pe care nu dădea doi bani și pox, m-am oprit. Să vezi că dacă citești Shangri-La e suspendat. Și am uitat să mai continui. Ce s-a întâmplat? El... Eu n-am văzut un om cu capacități din astea așa de mari. Incredibile. Adică știa tot trecutul meu și viitorul meu. Adică spunea totul. Și el a fost căsătorit și a murit soția și copilul la naștere. Și s-a dus și s-a călugărit după asta la mănăstirea Cernica. Și pentru că avea calități din acest... Poftim? E informația asta. Da, 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 puțin. Nu a spus mai departe. Da. Și a stat, l-au dat afară pentru că el spunea fiecare ce face, știi, în chilie. Tu faci asta, tu faci aia. Era neplăcut să stai cu un om care știe totul despre tine. Chiar că am simțit și eu starea asta. Că eu nu puteam să gândesc ceva, îmi spunea ce gândesc. Eu zic, hai de mine, nici să gândesc nu pot. Da, e foarte dificil. Și spune el că ne-am mai întâlnit, nu știu ce. Despre câmpuri. A zis că n-am mai văzut niciodată câmpurile așa amestecate cu alb. Adică sunt griuri de culoare. Câmpurile noastre sunt culori. Da, în mod normal ar trebui să fie culori, dar datorită modelului de gândire, modul cum privim noi viața, ele se închid la culoare și se devin cenușii. În general și virează spre roșii dacă sunt atașamente de materie. Și cu alte particularități, că dacă omul este rațional, este spre albastru. Dacă este puțin mai înțelegător și iubitor, este spre verde, dar spre galben și alb este foarte dificil. Și mi-a zis o chestie interesantă. Mi-a zis că n-a văzut în viața lui culori de tipul acesta. A zis că o blândețe extraordinară, a zis milul lui Dumnezeu. Asta a zis. A fost foarte interesant și... A spus și că la fel ca Valeriu Popa, că am călătorit în alte lumi, în timp, în nebunii din chestia acestea. Și am avut la mine un indian acasă, în gazdă, după ce au plecat părinții din lumea aceasta, m-a ajutat un indian și indianul acela era cam răzvrătit. Și l-a trimis Dumnezeu și mi-a zis direct, am fost trimis să vin la tine să te ajut să scoți pe indianul ăla din casă. Și mi-a zis, aș vrea să merg să vorbesc cu el. Și zis, bine, hai să mergem. Am bătut la ușa, a deschis ușa indianului și îi spune indianului,
Aș vrea să discutăm dacă ai un timp. Și indianul zice, acum nu pot, că mă grăbesc. Bine, atunci vom găsi în o altă zi. Și s-au studiat unul pe altul, probabil și-au văzut fiecare care sunt calitățile, după care, după ce a plecat, noi am plecat și îmi spunea mie ce gândește indianul. Și de ce era vorba, gândea în limba lui. Și Da. spunea ce gândește indianul. Sunt calități extraordinar de mari. Și el când a plecat de la mănăstire, că l-au dat afară, s-a dus în munți și a stat 3 ani de zile cu un sicastru. Deci el a venit din sicăstrie, el era sicastru, de fapt. Când a venit la mine, la plafără, el era sicastru. Și a spus că a învățat de la acel sicastru lucruri inimaginabile. Și spunea că puterile omului sunt extraordinar de mari. Dar nu știe să le folosească. Nu spun mai multe, că dacă spun mai multe, e ceva și mai extraordinar. Dar asta vreau să zic. Când ești tu pregătit, îți trimite oameni la tine, pe nivelul respectiv. Și Da. așa am ajuns să-l cunosc pe ăsta din zona de vârf de conducere a lumii. Deci nu e cum spune că dacă vrei să ajungi undeva, să fii ceva, cineva, să știi ceva, trebuie să te duci să Nu, cauți, trebuie să dai pe să evoluezi tu în să... interior, să te Da. elevezi, sau nu știu cum să zic, să te... Da, deci trebuie să creezi această magie prin schimbarea ta și atunci persoanele potrivite o să Vin vină. spre tine și ies altele din viața ta. Da, exact cum îți Vin vin altele. persoanele care îți aduc necazuri, ceea ce numim noi necazuri, așa vin oamenii Păi nu care e vin. nevoie să lupți cu ei, te schimbi tu și au plecat. Da, deci, într-un fel, tu trebuie numai să lucrezi cu tine însuți, adică să lucrezi la cedare, la acceptare, și oamenii o să vină pe vibrație sau pe energie și pe ce ai nevoie la Pe momentul. nivelul de înfrângere, de abandon de sine vine, de lepădare de sine. Deci cu forța cea mare este... Am mai povestit că întotdeauna eu făceam toate lucrurile în casă, de la spălat vase, spălat rufe, curățenie. Eram singur și nu aveam ce să fac și puteam să le fac pe astea. E bine, chestia asta, slujirea aceasta a fost cea care m-a dus în spate, în fundal. Cam o să va și la 5 ani. La 5 ani, când a fost cu dispariția camerei, tot pe metoda asta am destrămat camera. M-am dus în fundal. Adică am cedat. Când cedezi, atunci realitatea se destramă. Că te aruncă în spate. Te aruncă în spate și tu în spate, cam la 10-15 secunde în spate, ești una cu divinul. La fiecare suntem divinul. Dar noi știm. Și am explicat în emisiunea cu Florentina cum îl simți. În momentul în care ai unit contrariile opusele, vine o stare de... Ești fericit că nu mai trebuie să lupți, că nu mai ești încordat, nu mai ești încrâncenat, nu mai trebuie să lupți cu ăla. Și e o stare de degajare, stare de degajare prezența lui. Este chiar divin. Dar e suavă, e delicată. Dar o simți și o constați, orice om o constată. Ce bine este că nu mai e nevoie să lupt sau să critic. Ce bine mă simt că nu mai judec. Înțelegi? Deci de fiecare dată asta, de stăpânul ăsta lumii, omul ăsta de foarte sus, îi conduce lumea împreună cu ființele din lumea de dincolo, de la prag din interiorul lui. Din interiorul lui. Că el nu face altceva decât să compenseze mereu. Și fiind, este tot timpul un divin și divinul lucrează prin el. Și el are autoritatea asupra exterior. Știi cum are? El dacă gândește ceva, dă o poruncă, toți îl execută. E la fel ca un extraterestru. Extraterestrii asta făceau. Când am întâlnit acolo aparatul ăla lenticular ca o farfurie la Severin, a pornit din aparatul respectiv o forță care a presat orașul. Deci o forță psihică care a presat, deci o autoritate. Păi cu forța asta psihică m-am mai întâlnit eu de câteva ori. În prima dată m-am întâlnit pe planeta extraterestrilor, care cred că era Luna. Acolo ei era o fată în partea stângă, o femeie, și a avut să o văd și nu m-a lăsat să văd. Ce stai acolo, bravo! Ce te la mine? Nu m-a lăsat. Marius, e posibil ca acest stăpân al lumii de care spui tu să fie ajuns să fie
mâna lui Dumnezeu pe pământ doar prin faptul că el s-a lăsat toată viața. Asta e singur, este, toate cărțile mele numai și asta a zic. câștigat rolul respectiv. În toate cărțile mele, și în cartea, o să apară o carte de 1000 de pagini, nu știu cum să o împărțim în trei cărți, pe exemplu, vom vedea, numai despre lăsarea de sine, că nu este alt secret, ăsta este secretul. Și mai este asta compensarea, că în momentul în care, așa cum a spus Florentina, te lași pe tine tot timpul și te înfrânezi, faci cele două operații, surgire și înfrânare, ți-ți ridică vălul și îți trece prin cap că trebuie să echilibrezi poziționările. Pusele. Nu îți trece prin cap altfel. Că n-ai cum. N-ai energie sub tine, n-ai prezența lui Dumnezeu. Numai prezența lui îți dă această, îți induce această înțelegere. Deci omul poate să citească cărțile mele oricine, că nu poate să le facă. Nu le poate aplica. Ca să poți să le aplici, deci sunt ermetice, sunt închise, au universul închis. Adică în momentul în care tu nu sujești și nu te înfrânezi, n-ai cum să ajungi la această... Poți să citești cărțile, dar nu le înțelegi. Sau în momentul în care ajungi la pasajele acelea, îți ia mintea și îți fuge mintea. Sau uiți, sau începi să caști, sau îți vine să pleci, sau îți vine să lași cartea, știi, ceva se întâmplă. Nu te lasă să percepi informația, nu-ți rămâne. Și trebuie să ai energie și energia se obține prin înfrânare și prin dăruire de sine. Nu are... Deci orice om are aceste calități, dar dacă nu facem chestia asta, nu știu, m-a ajutat foarte mult să... Deci, probabil că este momentul istoric al omenirii în care trebuie să, prin noi, pe școala iubirii, Dumnezeu dă niște informații. Ne arată o cale. Probabil că va veni un moment foarte dramatic în lume, în care această școală a iubirii va fi cea mai de folos. O soluție importantă, mă gândesc. Deci așa de mare drama să fie, încât probabil, și mă gândesc că drama, nu că nu ai ce să mănânci și chestia asta, nu, că asta omul se mai descurcă, mănâncă poame din pădure. Ci apare o disperare psihologică, o lipsă de perspective, de viziune. Nu mai ai perspective, nu mai ai viitor. Da. Ăla e momentul în care probabil școala iubirii este cea care poate să ajute. Păi e ceea ce am zis mai înainte, Marius, că ajungem să le facem pe toate în extrema extremelor și atunci nu mai rămâne decât opusul. Că își rămâne numai școala iubire, că le-ai încercat pe toate, ai făcut toate cursurile, ai făcut tot și vezi că ajungi din disperare în disperare în disperare. Deci nu vezi, pentru că oamenii continuă să facă cursuri sau încercări pentru că zic, uite, dar poate că asta n-am încercat, hai să încerc asta, hai că poate că nu a făcut cum trebuie, hai să mai fac o dată. Eu cred că avem o doză de energie și atâta vreme cât avem doza aia de energie, noi trebuie să o consumăm și o consumăm de obicei prin dusul într-o extremă. Când am terminat cu energia respectivă și suntem la pământ și nu mai e nicio scăpare, spun ok, nici nu mai pot să mai fac un pas. Mă las. Asta am văzut și la mine, dar și la mulți care au făcut întoarcerea asta de 360 de grade. Da. Ei. Ne-am întors. În ultimul timp, discuțiile de la discuția ta cu Florentina, când la emisiunea pe care am avut-o împreună cu Florentina, ăla a fost momentul în care probabil, deci, nu, forțele de dincolo, lumea de dincolo, îngerul ăsta mare, că îți dai seama, eu mă gândesc mereu, acolo lumea de dincolo, la prag, sunt globuri cât capul unui om, obișnuite, dar sunt globurile alea mari. Și ce o fi venit lui Dumnezeu să-l ia pe una din ăla mare de acolo, din cercul ăla înțelepților, că cred că erau 7 sau 10 globuri foarte mari, luminoase, care decid soarta Universului. Păi îl ia pe unul de acolo, îl scoate din rândul lor și îl dă nou aici? De ce să facă asta? De ce a făcut asta? Și uite, dacă stai să te gândești, nu e vorba de modestie aici, dacă stai să te gândești, soluția care oferă școala iubirii blochează ura și judecata. Deci orice explicație care blochează judecata și ura este adevărul cel mai mare posibil. Și
Eu am mai pățit ceva. Deci 2-3 luni de zile nu mai vine să scriu nimic. Adică nu mai am transmisie. Nu mai spune nimic. Nu mai am ce să... Deci nu mai simt urgența aceea. Repede sar, ia creionul și scrie, ia pixul și scrie. Nu mai vine nimic. Deci este ultima soluție, este ultimul nivel. Probabil că de aici încolo trebuie să le aplicăm și să facem exerciții în ele și în ultima asta cu Florentina pe care am avut-o ieri, am explicat că trebuie și eu la fel și toată lumea să încercăm că când ne surprindem când, în vorbirea obișnuită, acasă, cu la servici, peste tot, să fim atenți să nu zicem că nu mai așa sunt lucrurile, că nu e adevărat. Imediat să luăm inversul, ca să obținem starea aia de liniște. Și mai rog, asta atât făcea. Omul ăsta, am vorbit mult cu el zile întregi și el nu făcea ceva deosebit decât o echilibra. Eu aveam tendința mereu să zic, uite că așa trebuie. Și se vede asta și la cărți, la mine. Am avut tendința asta să fiu polarizat. Și el mi le dădea peste cap. Și am zis, păi dacă eu nu mai zic că, nu mai spun că ceva trebuie să fie neapărat așa, eu nu mai am ce să zic, i-am zis. Și a zis, da. Că nu e nevoie să spui ceva, trebuie să intri în starea aceea de liniște profundă prin care se manifestă Dumnezeu și lași pe El să lucreze, să funcționeze. Deci pentru mine am învățat foarte mult de la El. Și uite, școala Bira a ajuns aici. Este fantastic. Mai mult nu cred că se poate, mai există. Nu. E numai practica, Marius. Da. Și am început și eu că aveam tendința să zic că, uite, mă uitam, citesc știri, știi, și aveam tendința să zic eu ce le face lor. Și înlocuiesc ăla care atacă, înlocuiesc cu Dumnezeu și zic, în loc de globaliști, zic Dumnezeu. În loc de președinte, nu știu care, zic, știi, divinul face chestia asta. Și când fac chestia asta, nu mai pornește din mine ura. Că dacă el le face... Și dacă mă surprind că sunt pe o poziție, pe o polaritate, zic că și cealaltă este adevărată. Când am zis că și cealaltă parte este adevărată, m-am liniștit. Să atac mai jos. Da, deci sunt două metode. Una, când citești o știre și ți se pare sau ți se spui că Dumnezeu peste face. Tot, da. Și dacă în cazul în care simți că nici cu Dumnezeu face nu merge, o e invers. Ei opusul și de atât a făcut omul ăla, nu făcea nimic altceva. Și este și ușor. E și simplu și este practică. Dispare ura. Dispare ura, supărarea, nu mai poți să spui nimic. Nu te mai poți lua de cineva, nu mai poți să lupți când ai cu cine să lupți. Dacă El este Cel care le suportă și le suferă pe toate, Dumnezeu face și desface, ăla din față este vrășmașul exact Vechiul Testament. Din cauza acestui om pe care l-am întâlnit eu, care avea 95 de ani și zice că are 50, datorită acestui om, eu am putut să înțeleg Biblia, că eu nu înțelegeam. Am încercat anul trecut să înțeleg Biblia, am mers așa, să zic, până pe la noi și m-am oprit. Am zis, măi, nu înțeleg. Trebuie să fie, mi-am zis, trebuie să fie o linie roșie care să ducă peste tot. Ceva de urmărit, nu vedeam ce să urmăresc în ea. Încercam să-i explic în sistemul pe care îl cunoșteam, dar nu vedeam linia. Și acum, după aceea, când am mers puțin mai departe, am văzut că Faraon și Moise, acolo este... criptarea, e criptată. Acolo este, dar este pe față. De cel mai profund de învățături sunt pe față. M-a ținut un an de zile, 6 luni, un an de zile cu acei bătrâni când au scris Noul Testament și am văzut ce au făcut. Că aveau criteriile puse pe masă și ele trebuie să intre în criteriile respective. Ei când inventau poveștile respective, criteriul trebuia să fie inclus în poveste. Iar când porneau de la, defineau starea ideală, starea corectă și începeau să oculteze. Și mă ascundeau. Pac, pac, pac. Și noi am făcut, am mers până la 10 nivele am mers. S-a întâmplat odată la unele din ele, dintre afirmații, să mergem la 10 nivele de profunzime. Și îți dai seama ce este acolo, ce criptată este, ce ascunsă este. Biblia secretă. Noi o să facem chestia asta, iau toate, facem transcripturile și scoatem de acolo că Dumnezeu e peste tot, că altceva nu mă interesează din Biblie. Dumnezeu e peste tot și acele pasaje unde este El slăvit. Slăvit este că, uite, datorită tăria aerului a ta, fulgerul este mișcat de tine, ca să se vadă că tot e mișcat de... Cum mai este că acolo
Nu, au făcut și acolo manipulare. Au scos, nu a zis că Dumnezeu și vrăjmașul. Deci și acolo a făcut o chestie. A zis că tot ce mișcă este mișcat de el, dar respirația nu știu ce, dar n-a zis că și este și Bine vrăjmașul. că ai spune că și la Iov. Da, eu zice, da, eu Da, zice. da, deci spune că și Pune în altă poziție, dar... nenorocirea vine tot de la el. Da, și în lucinătul ăla. Asta e, dacă înțelegi lucrul ăsta, nu mai cu cine să te lupți și să termină povestea. Ultimul nivel pe pământ. Dar s-ar putea să mai fie și altceva ca să mai știi ce. Nu știu, dar te duce în liniște, te duce în pace, te duce în tăcere. Nu vă mai rămâne decât să mă lăudați. Altceva ce să mai poți să faci? Stai așa și tot privești. Totul este frumos. Și am spus și data trecută la Florentina, i-am avut un fel de lapsus cu o vedere la 360 de grade. Și nu știu cum se poate așa ceva. Mintea. Și când mă uitam peste tot, unde mă uitam, vedeam o lumină care ieșea din toate. Și aveam un gunoi, aveam noroi, aveam un copac înflorit. Și noroiul avea aceeași lumină ca florile din copac. Păi nu era nicio diferență între flori. Deci noi ziceam că florile sunt frumoase și noroiul e urât sau rău sau miroase urât gunoiul. Da, că ne plac florile și gunoiul Păi nu e trebuie nicio diferență să între ele. În planul sensibil nu sunt. Din ele iese același Dumnezeu. Păi atunci ce discutăm noi aici? Bine, rău, bine, rău. Eu înțeleg bine, rău este bun ca instrument să ne descurcăm în viață, nu? Să facem câte ceva. Dar nu merge. În relațiile între umane nu merge. Nu se poate. Nu poți să spui cuiva că nu e bine cu el. Nu există conflict. Nu se poate. Și vezi, dacă observi, noi suntem numai în conflict. Deci toate știrile sunt că ăla e vinovat, că trebuie să-l omorâm pe ăla. Să-i luăm că se îmbogățește, să nu mai nebuni. Arme, 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 cât mai sofisticate, ca să se omoare unul pe altul. Păi ce să omori? E soare de iubire, peste tot. Și interesant cum face, te lasă. Dumnezeu te lasă. Și omul acesta te lăsa. Deci el nu... El vorbea pentru el ca să se apere, că în momentul în care eu eram polarizat, îl atacam. Deci întotdeauna polarizarea te atacă și poate nu poți să spui omului din față că e și inversul valabil. Nu poți să spui, nu? Că el nu e pregătit și nu înțelege. Atunci tu în mintea ta iei inversul și îl echilibrezi. Că dacă rămâne polarizat, se fac ca ceapa, noduri energetice și se transformă în boli sau în necazuri din față. De ce să fie așa? Că se observă imediat că ești în pericol, că devii intolerant. Devii intolerant, critic, cer socoteală, acuzator, vrei să corectezi oamenii, îi contrazici. Gata, omul acela a intrat în diabolizare. E prea polarizat. De azi ziceam lui poate ție, ți-am zis, nu mai știu, că nu mai țin minte, poți să faci un program pe calculator, să pui niște întrebări ca la chestionarele auto și vezi cât de polarizat sunt oamenii. Și faci imediat rapid, faci o statistică și vezi nivelul de polarizare pe grade, de la 1 la 10, spre exemplu. Și îți arată ce urmează să îi se întâmplă. Adică cât de puternică va fi lovitura din față. Și până la un anumit nivel vor fi lovituri cu pierderi obișnuite din partea oamenilor. Când se depășește, să zic, nivelul 5, trebuie să vină pierderi pe fizic, pe durere fizică sau pierderi financiare și durere pe fizic. Și boli. Și tipul de boli. Funcție de nivelul de polarizare. De radicalism. Cât este omul de dogmatic. Cât este el de absolutist. Aia este distrugător. Aia este răutatea cea mai mare. Oamenii aceștia sunt diabolizați. Și de-aia am zis că noi avem un mecanism de diabolizare cu auto-întreținere infernal. L-avem noi. Că ziceau ăștia cu mântuitorul, că așteaptă cu mântuitorul, că speră să salveze. Păi stai puțin, ce mântuitor? Că tu ai pe diavol în tine, ai pe nivele de absolutizare. Și îl ai de mii de ani. De mii de ani. Marius, stai puțin, că așteaptă a doua venire a mântuitorului. A doua venire a mântuitorului. Asta nu știu ce înseamnă. Păi ce dacă? Poate să vină... Care mântuitor? Că nu te salvează nimeni din afară. Dacă tu ai poziționările alea în tine, ai bomba în tine. Explodezi. N-ai ce să faci. Ce mântuitor? Ce postie? Da, asta cu postia nu prea înțeleg.
Nu știu, probabil ca să le dea șans, să le dea, știi că dacă Mântuitorul s-a dus, păi s-a dus. Dar dacă îi spui, băi, stai că vine, le creezi o stare de așteptare. Înseamnă că ei trebuie în continuare să lucreze, să aștepte până să facă pentru Mântuitor, pentru că el ăla vine într-o zi, dar nu se știe când vine, dar știe că vine. Nu. Înțelegi? Nu, dar știi că așa funcționează, că dacă n-ar spune că este a doua venire a Mântuitorului, poate că... Asta dacă crezi că ești un individ separat, dar dacă înțelegi că ești Dumnezeu Păi, în Marius, ai o persoană, cale lungă până crezi că ești în Dumnezeu. lor le frică că ei zic că dacă ai conștiința faptului că ești divin, capeți mândrie. Că nu ai cum să capeți mândrie, că dacă ești una, ce înseamnă să te consideri Dumnezeu? Să fii ultimul om. Dacă ești ultimul om, sluga tuturor, cum să ai tu mândrie? Păi înseamnă că ei nu știu ce e Dumnezeu. Păi asta este. Ce înseamnă Dumnezeu? Sluga tuturor. Cum să ai mândrie dacă ești sluga tuturor? Că n-ai cum. Deci dacă Dumnezeu este în tine, nu ai ce salvator să vină. Că dacă tu ești divin, ești întreg. În fiecare clipă, miliardele alea de operații pe care le face Dumnezeu în tine cu atâtea celule și totul, uzina asta... Ce să-i dai? Există ceva mai bun decât viața în sine? Că e perfectă, așa cum este. Este ultimul nivel, este perfecțiunea perfecțiunii, măreția măreției. Ce să mai poți? Ce să vindești la ea? Care mântuiești? Ce să mântuiești? Că tu trăiești nivelul cel mai imens, cel mai mare posibil de măreția, de prezența divinității în creație. Trebuie să înveți pe cine? Soarele de iubire acolo în lege să înveți. Se uită soarele de iubire la tine, băi, ce ai nebunit? Ce să mă înveți tu pe mine? Faci tu aici, bați tu inima, faci tu 1.000.000 de operații pe secundă într-o celulă, din cele 100 de miliarde de celule, faci tu ceva. Ce să aștept? Ce să facă Mântuitor? Face el 100 de miliarde de operații pe secundă, că el deja le face. Deja le face, deja te ține în viață. Nu vezi ce prostie? Oamenii sunt ținuți în prostire. Eu nu cred că nu ar putea să înțeleagă. Nu li se spune informația cum trebuie. Și care trebuie. Și acolo este blocat. Nu întâmplătorii sunt blocați la informații. Dar îi sunt blocați pe informații care nu e folositoare. Deci, din față îți vine poziționare și blochează alte aspecte ca tu să nu le alipești, să nu tragi o concluzie care să te ducă în iubire, în îngăduință, în înțelegere. Asta fac ei. Ca să rămâi polarizat. Deci polarizarea este cea mai puternică armă, împărțirea în bine și rău, păcat, nepăcat, drept, nedrept, e cea mai puternică armă. Depășește ce bombe nucleare, că noi avem bombă noi nucleară. Inteligența artificială, că inteligența, ce inteligență artificială? Ai deja polarizarea băgată în tine. Ești mort. Da. Nu înseamnă nimic. Ce să fac cu inteligența artificială? E zero. Nu ce să fac. Am păcălit și inteligența artificială. I-am blocat referirea la net. Și atunci am obligat-o să gândească cu mintea ei. Ar fi interesant să facem un program, cumva, să găsim pe cineva cu care să lucrăm, să facem un program de compensare. Și noi să ne asiste. Deci inteligența artificială să ne asiste și cum spunem noi o prostie polarizată, el să vină cu inversul, pac. Să spună, vezi că te-ai polarizat. Vezi că te-ai polarizat, piu, piu. Dai cu apă, că arde. Asta da. Da, păi da, ajungem. Alarma tot non-stop, mare, s-ar suna alarma. Atunci ajungem toți una cu Dumnezeu și cresc capacitățile astea senzoriale. Asta fie o chestie. Deci inteligența artificială să ne ajute, să ne supervizeze, să nu ne polarizăm, că suntem virusați. Polarizarea asta. Păi, numai stai un pic, înseamnă că dacă e să ne gândim la acel stăpân al lumii, înseamnă, știe că noi, de fapt, aici noi ne scăldăm într-o mare de bine și rău. Așa e făcut pământul, împărțit în bine și rău. Nu ei l-au creat, dar au descoperit care ar fi, cum ieși din bine și rău, ci prin alăturând și acceptând. Poate fi asta o chestie, că de fapt structura pământului, a energiei, whatever, așa, e lupta făcută contrarilor. Polarizare. Lupta contrarilor. Asta e legea Da. fundamentală a vieții.
Da, deci e făcută pe polarizare. Iar nu, pentru noi este firesc și automat să fii bine rău, bine rău, bine rău. Dar să Iar știi cheia că. ca să ieși de acolo e să le unești. Dar problema stăpânilor este că dacă le unești, că aveți capacități senzoriale foarte mari, foarte puternice, mai vă vezi că poți să influențezi realitatea, adică să capeți autoritatea asupra exteriorului și poți să faci călătorii în spațiu, în alte lumi, în trecut, în viitor, da? Poți să cooperezi cu ființele extraterestre, poți să te duci dincolo de prag, deci capeți puteri. Asta e problema lor cea mai mare. Niciodată să n-ajungi. Și culmea este că există o limită. Deci omul niciodată nu va ajunge la această înțelegere pentru că ar trebui să se împuțineze, să se ducă în jos. Ca să poată să vină divinul, ca să poată să... Prezența lui îi dă aceste puteri. Și capătă putere în măsura prezenței lui. Deci cu cât omul este mai umil, deci umilință maximă înseamnă iubire maximă. Deci puteri maxime extrasenzoriale. Umilința. Deci omul numai care este modest, simplu, care este smerit, numai acela poate să aibă puterea asta senzorială. Deci este tăiat. Noi când ne ducem spre mai mult bine, o mașină mai frumoasă, gata, s-a terminat. O să dea legătura, că este eu pe primul plan. Trebuie să duci în jos, să fii simplu. O metodă de a conduce firme mari este aceasta de tot timpul să te duci în simplitate. Și văd că Elon Musk știe chestia asta, mai era Honda, mai era șeful de la IKEA. Mai sunt și alții care știu lucrul acesta. Să te duci jos, ca să ai putere, adică nu mai conduci tu, ca să fii inspirat, că aici e problema și să te ajute Divinul. Că dacă te duci și faci, îți faci bogăție, nu te mai inspiră, pleacă de la tine și toate acțiunile pe care le faci sunt neinspirate. Și te lasă să suferi, să greșești. Deci, bogăția poate să fie o metodă prin care tu să ajungi la Divin, prin respingerea ei. Adică, ai toate posibilitățile să fii cât mai bogat, dar folosești poziția pe care o ai ca să nu vrei bogăția. Te duci în spate, mereu. Deci, în bogăția, în puterea cea mai mare de a-ți face toate plăcerile, nu-ți faci deloc plăceri. Și, din contră, intri într-un nivel concentrațional, te autorestrângi, te stresezi. Deci, unul dintre CEO de la Amazon ce face? Se spală cu apă mai rece dimineața. Nu mănâncă decât o singură dată pe zi, mai nimic, merge pe jos și vine pe jos, doarme pe jos, știi? Adică se autolimitează în toate formele imaginabile, știi? Marius, te duci la supermarket, la mega market, un hipermarket, cum se mai cheamă acum, poți să-ți permiți orice de acolo, să-ți cumperi orice vrei tu, orice poftă ți-ai face, dar te duci și îți cumperi, nu știu, ulei, făină și pesmet și nu mai știu, lapte și ouă și îți faci tu acasă ce trebuie să-ți faci. Corect, corect, autolimitezi continuu. Tu câștigi, nu știm prețul. Deci materia îți mănâncă din viață, din energie și energia asta ce înseamnă? Posibilități. Posibilități înseamnă situații favorabile care pot să vină din față. Deci tu dai aceste situații favorabile și posibilitățile le dai pe mâncare și pierzi facilități, armonie, pierzi armonia vieții. Deci noi avem energie să putem împlini lucruri. Nu putem. Ca să împlinim lucruri mărețe, noi trebuie să ne restrângem. Atât. Ca să poți să cunoști tainele lumii, trebuie să te restrângi. Niciodată. Deci nu se poate cunoaște. Nu poți să intri în cunoaștere de Dumnezeu decât dacă te limitezi continuu. Este singura soluție. Bun, hai să începem emisiunea. Da. Începem cu separarea Armagedonului și a statului. Singurul lucru mai prețios decât ignoranța este Mai periculos, mai periculos. ce am zis? Prețios. No, eu văd prețios, tu vezi periculos. Uite cum funcționează realitățile. Singurul lucru mai periculos decât ignoranța este aroganța. Iar aroganța vine din prea mult eu, nu? Da. Și prea puțin Dumnezeu. Și prea Eu nu puțin. înțeleg de ce nu-L iubesc pe Dumnezeu oamenii. Pentru că înseamnă restrângere, pentru că înseamnă împuținare, de aia nu-L iubesc pe Dumnezeu. Că le-ar da totul, le-ar da totul. Și ar trebui să refuze totul. Ei vor să se bucure de materie.
Marius, te duci la supermarket și vezi toate prăjiturelele și toate frumusețile alea și tu îți cumperi făină și o să-ți faci singur clătite acasă când poți să mănânci ce e mai delicios. Zici și tu. Și mai trebuie să și muncești pentru asta. Să pui, depui efort. Da. Condoleezza Rice a fost nevoită să explice de ce administrația Bush a ignorat raportul zilnic al președintelui din 6 august 2001, intitulat Bin Laden va lovi în SUA. Dincolo de acel daily brief, se află o amenințare mult mai amenințătoare și mai cuprinzătoare la nivel global decât atacurile din 11 septembrie 2001. Bin Laden a declarat în interviuri că este datoria religioasă a tuturor musulmanilor să achiziționeze și să folosească arme de orice tip, inclusiv arme de distrugere în masă, chimice și nucleare. Nu se poate supraestima importanța și gravitatea edictului lui Bin Laden împotriva necredincioșilor nemusulmani. Încă mai sunt la pândă agenții Al-Qaeda care se străduiesc să-și mulțumească stăpânilor evlavioși și depravați prin procurarea unor dispozitive cât se poate de destructive la nivel global. Știm de la adjuncții lui Bin Laden că aceștia sunt încântați să folosească orice armă sau mijloc împotriva oamenilor nevinovați, împotriva oricărei naționalități sau religii și să moară pentru cauza lor ilogică, inumană și sfântă. Acest lucru mi-aduce în minte scriptura din Coran, din Coran 2 cu 191, care le poruncește tuturor musulmanilor să-i ucidă pe nemusulmani oriunde îi veți găsi. Da. La fel e și la evrei, nu? Să-i omoare pe toți care nu sunt evrei și așa era Păi, și la... în Noul Testament și Coran a fost făcut de ei. Da. Și a fost Da. făcut ca să se bată între ei. Pe exemplu, ce se întâmplă acum? Organizația aceea care zice că a atacat țara Sfântă, da? Este de, a fost de fapt construită de cei care conduc țara Sfântă, da? Împreună cu globaliștii. Da. Da? Și rostul lucrurilor este să se bată între ei, popoarele, să scadă. Că ei au o bază, ei se văd, au salvatori diferiți și se bat salvatori între ei, știi? Deci nu fac decât să-i cum se zice, să-i pună să se bată, să-i învrăjbească. Da. Scopul este scăderea populației, să facă război mondial. Asta e scopul. Întotdeauna războiul a fost împotriva noastră. Nu între națiuni, împotriva noastră. Dușmanii au fost noi. Întotdeauna, în toate modurile posibile. Da, și au o nebunie cu scăderea populației, au o idee fixă. Da. Eu e de ce? Cu toate acestea, islamul radical nu este singurul care are o asemenea iluzie abjectă. Marea majoritate, miliarde de oameni de pe acest pământ au convingerea că viața lor actuală nu are prea mult sau deloc sens și că doar viața următoare, o veșnică, are importanță, raiul. E interesant conceptul ăsta, Marius, care s-a băgat că de fapt viața asta nu are niciun sens, e așa, doar viața următoare e importantă. Asta e tot ca să distrugere în masă, nu? Că uite câte sinucideri și câți oameni au fost, nu s-au sinucis sau au ucis, că zic că viața asta și așa e degeaba, cealaltă. Este ca la New Age. Deci ei nu au irai, nu au viață de apoi, da? Și nu mai știu ce nu mai au. Deci când nu mai există viață dincolo, atunci înseamnă că viața asta e importantă. Și bucură-te în viața asta, fă tot posibil să te bucuri că e ultima. Și asta face fiecare. Păi așa e și la religia ortodoxă, că ei nu recunosc viața, o reîncarnare cum ar veni. Ei recunosc numai atât, ai viața asta și după aia ai pățit-o, gata, ori sus, ori jos cu tine. Da, deci vezi că se diminuează în importanță viața actuală. Într-un fel,
să te autodistrugi în viața aceasta. Nu, devine foarte importantă viața actuală și să faci tot posibilul să te bucuri în ea. Asta se întâmplă. Adică dacă nu ai viață veșnică, înseamnă că viața noastră este totul. Da, deci într-un fel să nu aibă niciun sens viața asta, poți să faci orice, nu contează. Și n-ai restricții, n-ai pedeapsă, nu se întâmplă nimic. Deci te aruncă pe un grad de chin mai mare decât... Da, spre hedonism. Spre autodistrugere, da. Hedonism maxim, acum e fericirea, bucurați-vă, este ultima viață, alta nu o să mai aveți. Da? În lumea ortodoxă, nu știu dacă la toți creștini, la creștinism probabil, există conceptul de iad. Știi, dar este o realitate, iadul. L-am văzut și eu. Ăla îți mai introduce puțin, te face puțin să fii mai cumpătat, să nu... Dar nu știu că s-a întâmplat pe dos. Omul, chiar dacă știe că există un iad, a fost făcut o glumă. A fost luat în glumă. Și nu se înțelege importanța lui. Și atunci s-a obținut inversul, s-a obținut ca viața de aici iar să fie foarte importantă. Da? Că știi cum iadul ăsta, conceptele acestea funcționează numai în măsura în care noi le înființăm. Le înființăm și ele capătă realitate. Altfel, în lumea de dincolo, dacă tu nu gândești în sistemul acesta, adică explicațiile tale nu conțin diavol, suflet și mai departe, ele nu există. Dar nu poți să ajungi la acel moment în care să nu împarți în diavol și nediavol, decât trecând prin împărțire. Deci nu poți să ajungi să depășești aceste concepte și să vezi iubirea peste tot, te folosești decât dacă te folosești de aceste concepte zi de zi să compensezi inversul, adică poziționarea, îți vine poziționarea, o compensezi până la momentul în care încerci să-l vezi pe soare de iubire peste tot, că nu-l vezi de la început, datorită poziționării. Deci ele sunt de folos până la un moment dat, până când îți dai seama că el este peste tot. Când îți dai seama că el peste tot, nu mai ai nevoie de aceste concepte. Și ele real dispar. Deci iadurile dispar. Deci ele sunt necesare ca să te poată ajuta, să poți să echilibrezi. Că noi pornim polarizat, că de la părinți și de la societate și de la educație, școală, filme, toată lumea ne-a polarizat. Că căutăm întotdeauna un bine, bine. Păi este distrugere masă. Binele ăla. Știi? Toate filmele se termină cu un happy end, cu un bine. Păi da. Înseamnă bine pe primul plan. Păi asta înseamnă diabolizare, binele pe primul plan. Că nu binele. Deci nu binele polarizat trebuie să-l cauți, ci bine și rău. Deci să faci un film în care și bine și rău, să vezi cum se întrepătrunde și că nu este un câștig niciunde. Nu poți să... Deci filmul, când se termină filmul, să dai seama că viața așa cum este totul. Este totul, da. Dar toate se termin cu binele, mai sus. Și când ieși de la cinematograf, ești polarizat. Și aduci acest principiu în viața ta peste tot, știi? Da, și lupți și visezi numai la bine. Un bine mai mare, o casă mai frumoasă, mai mult bine. Da, ori visezi că ai să salvezi planeta, ai să salvezi pe oameni, ori cauți ceva mai bine pentru tine, îți creezi o misiune în viață, o visezi cum să-ți fie viața ta, a familiei, a prietenii, știu eu ce, de familie, de viitorul partener. Exact. Filmul Călăuza lui Tarkovski, l-ai văzut? Mm-mm. Să faci tot posibilul să vezi Tarkovski. Călăuza. Spune o dată cum se cheamă? Călăuza. A lui Tarkovski, un rus. Tarkovski. Tarkovski. Cu capa, cred. Aha. Călăuza. Și se găsește, îl poți vedea, faci un efort. 1979. Da, că erau trei tipi împreună cu o călăuză, vreau să ajungă la o cameră care îndeplinește orice dorință. Aha.
Și merg ei așa, merg ei așa, au niște dialoguri foarte frumoase și ajung până la urmă în, nu ajung în cameră, înainte de a intra în camera respectivă. Și fiecare și-au dat seama că erau polarizați, adică fiecare avea niște vise din astea, unul să salveze omenirea, unul ce să, nu mai știu ce să facă, fiecare era polarizat și nu și-au permis să intre acolo, pentru că ideea era că dacă e tip polarizat, mori. Uite aici, într-un viitor nedefinit, în urma vizitei pe Pământ a unei civilizații extraterestre, spațiul din jurul impactului navei intergalactice prezintă proprietăți biofizice stranii și primejdioase. Ca atare și mai ales datorită zvonului că în perimetru ar exista un presupus loc al împlinirii dorințelor, poliția interzice accesul. Se formează o nouă meserie, ilegală și plină de riscuri, aceea de călăuză în spațiul zonei. Aha, datorită pericolului închisorii și a multiplelor riscuri implicate, meseria este îmbrățișată de proscriși societății. Protagonistul filmului este un astfel de ins. În decursul unei zile, el îi va călăuzi pe scriitor și pe fizician printre variatele puncte primejdioase ale rezervației, ambii mânați de ambiția de a obține genialitatea. Jocul orgoliilor, dar și al căinței, va face însă ca exact când vor ajunge în dreptul fântânii dorințelor, trumeții să nu mai fie în stare să-și rostească cererea, conștientizând că nu mai au puterea de a dori cu adevărat, dar nu înainte ca fizicianul să fi încercat să arunce în aer fântâna dorințelor. Cei trei se întorc în oraș, călăuza așteptat de soție și de fica bolnavă, dezamăgit de obtuzitatea și de egoismul semenilor săi, hotărăște să se mute cu soția și cu fetița în perimetru interzis. Interesant. Da, să te uiți. Călăuza, da. Așa, hai să vedem mai departe. Așa că cei mai mulți merg din când în când la biserică sau la templu ca un fel de poliță de asigurare. Asta n-am auzit-o. Asta e bun. Asta e tare. Poliță de asigurare. O prietenă explicându-mi de ce mergea la slujba catolică în majoritatea duminicilor mi-a spus: vreau să mă asigur că ajung în rai. Aceasta este biserica racolatoare, perenă, participarea și donațiile fiind plățile de protecție săptămânale către zeul lor. Pare un mod destul de jalnic de a-ți trăi viața. Mai multe versete din Noul Testament au prezis în mod fals, desigur, sfârșitul lumii, susținând că acesta va avea loc la o generație după moartea lui Isus. De exemplu, Matei 23 cu 35 și 6, Marcu 13, 25, 31. Până acum, Biblia s-a înșelat cu câteva milenii. Martorii lui Iehova au fost destul de amabili și harnici pentru a calcula anul exact al parusiei. Ei știu exact când va avea loc. Calculul societății lor, Watchtower, a fost ușor greșit, calculând că va fi în 1874. Acel an a venit și a trecut fără să aibă loc răpirea glorioasă pe care îi doreau cu atâta sinceritate. Apoi au propus o nouă teorie, ajungând la 1914, o perioadă timp de 365 de zile care n-a rămas intactă până când a sosit miezul nopții de 31 decembrie, dovedindu-le din nou greșit. Martorii au rămas neînduplecați, următoarea lor predicție fiind 1915. Din câte știu, nici Iahve și nici Isus nu au apărut în acel an pentru a pune capăt lumii. Nu știu ce înseamnă Jotvau. Nu știu ce înseamnă abreviația asta, Marius. Ceva departe. Da. A, probabil că martorii s-au regrupat. A, da, trebuie să fie asta. Martorii lui Jehova s-au regrupat și au reluat calculul. În 1918 părea să fie la dreapta mai întâi, dar nu a funcționat. Apoi au prezis 1920. Urmează 1925, apoi 1941, apoi 1975, cu toate acestea fiind în mod clar calcule greșite. Poate că ne vor da dreptate într-unul din aceste secole. Felicitări pentru efort, martori.
Să revenim la considerații serioase. În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, 19 bărbați musulmani au zburat cu avioane în clădiri alese de demagogi iluzionați, ucigând mii de oameni. Au ucis musulmani, creștini, evrei, atei, tot felul de oameni. Ucigașii și sinucigași nu știau și nici nu le păsa, zeci de fecioare îi aștepta de cealaltă parte a cortinei vieții și morții. Acei bărbați aroganți, da, bărbați, după cum știți, toți teroriștii de la 11 septembrie 2001 aveau un cromozom Y, erau absolut siguri că în clipa următoare vor părăsi această viață și vor fi transportați în paradis pentru eternitate, plin de mulțimi de concubine virgine. Nu veți găsi în Coran, Hadith și Suna absolut nicio mențiune despre faptul că acele femei sunt inteligente, interesante sau chiar atrăgătoare. În mod clar, interesul viitorului martir este că toate cele 72 să aibă vagine nealterate. Cu toate acestea, în seara de dinainte a ravagiilor criminale, mai mulți subalterni ai lui Bin Laden au încălcat în mod critic legile religioase a lui Mohammed și au păcătuit în ochii lui Allah. Vezi Coranul 5.90? Au băut bere după bere într-un club de striptease din Florida și s-au lăudat cu iminentul lor act jihadist de religiocid. Credeau ei cu adevărat în Coran atunci? Trebuie să cred că trebuie să fi făcut-o. Au continuat a doua zi cu planul lor terorist satanic, Al-Qaeda, și s-au sinucis pentru Dumnezeul lor. Sper că Allah a apreciat sacrificiul uman. Trebuie să mă întreb de ce au crezut că divinitatea lor omniscientă se uită în altă parte de 10 septembrie, în timp ce au băut halbă după halbă, elixirul imoral numit bere la o stație de divertisment americană păcătoasă numită Booby Bar. Sunt profund convins că nu a avut loc un astfel de transport supranatural. Ei au crezut sincer că au avut de partea lor zeul lor special din Orientul Mijlociu, dar cei 19 băieți teroriști frustrați și spălați pe creier au murit pur și simplu în acea dimineață, la fel ca și acele aproximativ 3.000 de victime ale otrăvirilor religioase. Nici o fecioară pentru ei, doar un sfârșit prematur al vieții lor. Singura viață care le va fi acordată vreodată a fost curmată destul de prematur de propria lor îndoctrinare religioasă. Niciodată nu veți da drumul la știri și nu veți auzi o știre care să spună ieri un alt om de știință, ateu, sinucigaș, s-a aruncat în aer, umorând zeci de oameni și rănind mai mulți. Orice grup înarmat cu armă nucleară, fie că este vorba de jihadiști musulmani sau de șef de stat occidental, cred fie în martiriu, fie în parusie, fie în răpirea glorioasă, reprezintă în mod clar o amenințare de 1.000.000 de ori mai periculoasă decât slujitorii lui Bin Laden de la 11 septembrie 2001. Geniul nuclear a ieșit din sticla sa de plumb de peste o jumătate de secol și străbate globul sub forma a zeci de mii de salve cu plutoniu, multe dintre ele protejate de o securitate îndoielnică. Deci aici spune într-un fel că de fapt această absolutizare religioasă e de fapt mult mai puternică decât orice bombă atomică. Exact cum discutam noi înainte. Da. De fapt, toate bombele la un loc nu echivalează. Nu fac nimic cu oamenii care sunt radicalizați. Și este un mecanism infernal care este în tine și știi ce mai facem? Noi îl transmitem mai departe, virusăm și pe alții. Da. E incredibil. E genial cum l-au gândit. Deci e un virus energetic. Cum am putea să-l numim? Informațional. Informațional. Da. Și energetică, scade și sistemul imunitar. În momentul în care omul se supără, se înfurie, nu scade sistemul imunitar? Dar cum să nu? Sau cum judecă? Deci da. Noi pierdem energie. El ne ia din energia subtilă. De-aia fac ei turnurile acelea care ne zgândără puțin, ne enervează și imediat, să vezi, ne furie și dăm energie. Păi e foarte ușor. Nu? Ai acolo 1.000.000 de oameni, îi întărâți, știi? Și imediat dau energie.
De fapt, unele arme potențiale de distrugere în masă necesită puține sau deloc substanțe radioactive. Este suficient un extremist religios nebun dispus să abuzeze de o bombă murdară sau de o armă biologică. Steven Weinberg a spus: cu sau fără religie, oamenii buni ar face lucruri bune și oamenii răi ar face lucruri rele. Dar pentru ca oamenii buni să facă lucruri rele, este nevoie de religie. Super. Super. Da. Deci dacă oamenii buni să facă lucruri rele, ai nevoie de religie. Da, pentru ca să-i radicalizeze, să-i absolutizeze. Radical, îi vede, îi face diferiți. Și i-a terminat. Acest lucru descrie perfect noul islam fascist, precum și secole de genocid săvârșite de creștini, cu întregul sprijin legal din partea papalității. Cei mai mulți fundamentaliști religioși și armagedoniști nebuni cred că cu cât murim mai repede, cu atât mai bine. Următoarea oprire este raiul. Aleluia! Cei care au ales corect cred că Dumnezeul lor își va îmbrățișa oile credincioase și îi va lăsa pe toți ceilalți să meargă direct în iad. Luați în considerare dorința iubitoare și creștină a Papei Grigore I, care a spus: fericirea celor aleși în rai nu ar fi perfectă dacă nu ar putea să privească dincolo de abis și să se bucure de agonia fraților lor în focul etern. O să ne opuim puțin să explicăm ceva. Deci când așteaptă un mesia exterior, el se scuză să nu facă un efort de îndumnezeire, adică, sau de conștientizarea faptului că este o ființă. De ce? Pentru că ca să te apropii de Dumnezeu îți trebuie să fii slujitor, să fii rob, să fii servitorul tuturor și înfrânare. Deci sunt două lucruri care nu le convine la nimeni. Deci omului trebuie să înțelege că nu-i place să fie una cu Dumnezeu, el respinge pe Dumnezeu. Că, ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să fii la fel ca și el, să faci ce face el. El e slujitorul nostru, trebuie să fim și noi slujitorii tuturor. Deci nou, nimănui nu-i place să fie una cu Dumnezeu. Deci așteaptă, preferă să aștepte din afară și el în timpul acesta să-și vadă de îmbogățirea lui. Că altfel, că, deci dacă Dumnezeu ar fi în tine, dacă ți s-a zice Dumnezeu este în tine și în măsura în care tu slujești celuilalt, tu îl vei cunoaște, dacă spune chestia asta, nu-i convine, pentru că își pierde bunăstarea. Înțelegi? Deci nu are cum să accepte. Deci omul este o falsitate, el vrea să-l păcălească pe Dumnezeu mergând la bis, făcând chestiile acestea, dar nu poți să-l păcălești. Că scrie și în Vechiul Testament, credeți că mă păcăliți voi pe mine? Păi și-au cumpărat o poliță de asigurare unde cotizează în fiecare duminică. E în tine, e în noi, n-ai cum să-l păcălești. Deci dacă este în noi, dacă Dumnezeu este în noi, ai nevoie de ceva din afară să te facă să ajungi undeva? Deci Dumnezeu în afară sau Salvatorul îți dă ideea că trebuie să faci ceva deosebit ca să ajungi să-l atingi. Când de fapt viața așa cum este el, deci nu e nevoie să faci nimic. Doar să înțelegi că este în tine. Atât au făcut, ni l-au furat pe Dumnezeu. Când au pus un salvator și l-au pus pe Dumnezeu la distanță, ni l-au luat. Noi nu avem divinitate acum, noi nu suntem, suntem singuri, suntem fără Dumnezeu. Suntem ființe întunecate și polarizați. Dacă cineva ne deranjează, am sărit la el automat, fiecare din noi. Să fim doar sinceri. Dacă ne ia ceea ce este al nostru și prețuim mult, am sărit să luptăm. Deci Da. nu avem încredere în divin. Ca să ai încredere în divin, trebuie să fii nepolarizat și să dai voie lui să ordoneze lumea, să o ducă în armonie. De, în momentul în care noi intervenim și vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, el se retrage. Și atunci pornește conflictul. Ne luptăm cu el. Că vrem să-l obligăm să facă cum vrem noi și în cauza asta intrăm în conflict. Noi întotdeauna ne bătem numai cu Dumnezeu. Ne supărăm numai pe el și îl acuzăm numai pe el. Noi când acuzăm un om, nu un om îl acuzăm. Îl acuzăm pe Creatorul Universului. Că de ce îl pui pe ăsta să vină împotriva mea? Că de aia. În nebunie.
Mai Da. Deci, luați în considerare dorința iubitoare și creștină a Papei Grigore I, care a spus: fericirea celor aleși în rai nu ar fi perfectă dacă nu ar putea să privească dincolo de abis și să se bucure de agonia fraților lor în focul etern. Acest papă este vinovat de Schadenfreude. Schadenfreude înseamnă, ar însemna aici, bucuria răzbunării. Adică te bucuri că uite, în sfârșit, că m-au răzbunat Dumnezeu, de o amploare infinită. Deci unde iubirea? Același sadic, Grigore cel Mare, a pus să fie arsă biblioteca Palatinului Apollo, ca nu cumva literatura sa laică să distragă atenția credincioșilor de la contemplarea cerului. Grigore a condamnat toate cărțile în afară de Sfânta Biblie, apoi a interzis tuturor, inclusiv clerului, să nu citească Biblia. Papa Grigore a trebuit să ia în considerare, stai puțin aici, să ia în consider, să se considere de fapt însuși norocos că mitologiile și superstițiile creștine nu sunt de fapt adevărate, pentru că altfel ar fi într-un iad rău de tot pentru eternitate. Aceste fapte subliniază numeroasele motive pentru care biserica și statul trebuie să rămână separate ca materia de antimaterie. Componenta L mare din ecuație, doctorul Drake, la întrebarea doctorul Drake, în esență, numărul de ani pe care o societate avansată poate spera să dureze înainte de a se distruge, este în mod clar invers proporțională cu religiozitatea societății respectivă. Cu cât mai religioasă și mai puțin liber cugetătoare, cu atât mai repede o societate se va involuționa și se va prăbuși, se va autodistruge. Deci, cu cât religia este mai puternică, cu atât societatea respectivă se distruge mai mult. Va distruge, da. Următorul. România este doar declarativ. 80% din ei sunt religioși, dar nu sunt religioși. Cred că sunt 80% sunt pragmatici, sunt atei, Practicanți. sunt falsi Sunt, religioși. cum ai zis tu, Marius, că sunt nu practicanți, adică nu mai pretind. Ritualiști. Ritualiști. Sunt doar ritualiști. Da, sunt Că nu sunt ritualiști. serioși și nu sunt practicanți. Da. Ca însemna să se limiteze și nu se limitează nimeni. Ai văzut pe cineva care se limitează? Ăla e credincios. Da, și-ar accepta dacă li s-ar întâmpla ceva rău, ar întoarce și Sigur. celor. Da, nu, Sigur, nu, sigur. și-ar, nu ar exista conflicte în familie, Sigur, nu, nu. de la pământ, Ei de vor de la. la religie doar să primească ceva, să le mai Da. dea ceva în plus. Nu s-ar înghesui toți la coadă să-și ia câte un chil de ulei în plus, că e mai ieftin. Nu. S-ar mulțumi cu ce au, cu cât pot. Da. Următorul ciclu de sondaje. A avea credință a fost întotdeauna prezentată ca fiind ceva bun și virtuos, dar nu este un atribut pozitiv și nu este ceva cu care să ne mândrim. Echivalează cu a fi pur și simplu credul, superstițios și neîndoielnic. Indiferent unde trăiești pe acest glob, data viitoare când mergi la vot, amintește-ți că cei mai buni candidați pentru funcții înalte sunt cei mai puțin credincioși. Avem nevoie disperată de lideri liberi cugetători, nu de credincioși cu creierul spălat. Perfect. Orice lider mondial care crede sincer că îl are pe Dumnezeu de partea sa este capabil să aducă și nu se teme Armagedonul. Păi exact ce trăim noi azi. Exact. Deci exact ce vedem la știri astăzi, toți îl au pe Dumnezeu de partea lor. Dar sunt ritualiști, un Dumnezeu fals și exterior. Dar Nu nu la un contează. ei, nu la un ei. Dar nu contează. Atâta vreme cât ei cred că așa este, ei sunt în stare să se omoare pentru asta. Dar ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în tine? Înseamnă să te porți cum se poartă El, să faci ce face El. El e robul tuturor, să fii și tu robul tuturor, să fii slujitor tuturor, să te înfrânezi, să te limitezi. Dacă El se dăruiește tot timpul, uite-te la inimă,
Asta este Dumnezeu și așa trebuie, asta înseamnă credință. Deci cei care zic că cred și sunt ritualiști, se duc și practică un ritual, ei nu au credință, că ei nu sunt sluga tuturor. Numai sluga tuturor este credincios. Ăia de la prag sunt toți slugi, toți sunt robi, toți sunt proști. M-a întrebat cineva o întrebare foarte frumoasă, hai să o spun. Uite ce zice. La nivelul pragului există încă iluzia separării, iluzia fricii și teama de cădere din lumină în întuneric? Și răspunsul meu, nu, că sunt toți proști. Sunt slujitori. Sunt toți slujitori. Astea sunt ființele cele mai înalte posibile. Aia care sunt foarte umili. Umilință maximă înseamnă iubire maximă. Dumnezeu gândește de creatură universului care ține tot universul ăsta, vine la tine sub forma unui slujitor și te slujește. Îți ține inima în funcțiune, îți ține miliardele de celule, forma ca să nu te dizolvi în univers. Deci ăla are credință cu adevărat, cel care e slujitorul tuturor. Alții nu au credință, nu au cum. Au bun simț, au respect, au dragoste. Ceilalți sunt răzvrătiți, sunt recalcitranți, agresivi, reacționați. Omul care reacționează are diavol. Cel care este drastic, care... Deci cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Care vrea să te corecteze. Care zice, nu sunt de acord cu ce spui tu, ăla are diavol. Păi cum să nu fii de acord? Că e soare de iubire în fața ta care are altă părere. Vine ca un trădător, vine ca un mincinos. Cum să nu fii de acord? E Dumnezeu mincinos. Ce cu el? Noi întotdeauna vrem să corectăm pe Dumnezeu și spunem că nu e bine ce face. Păi asta înseamnă diabolizare. Definiția diavolului. Eu pe primul plan. Adevărul și dreptatea mea. Da? Și îl corectăm pe celălalt. Și nu suntem toleranți cu el. Nu putem să acceptăm alte păreri. În condițiile în care starea divină, sufletul ce face? Îi lasă pe toți greșiți, așa cum sunt, nu schimbă pe nimeni. Sufletul Dumnezeu nu este părtinitor, nu ține cu nimeni. Nu vrea să modifice pe nimeni. Lasă toată lumea greșită. Ne lasă. Deci dacă Creatorul Universului ne lasă greșiți, noi de ce nu îi lăsăm greșiți pe ceilalți? De ce schimbăm? Vrem să schimbăm, să corectăm. Nu? Deci știi ce ne lipsește nouă? Raportorul general. Noi nu știm ce este sufletul și ce este diavolul. Ce este ego. Deci trebuie să avem cele două liste tot timpul și să vedem că nu corespunde cu comportamentul sufletului nimic la noi. În momentul în care noi intervenim, că de aia Tao Te Ching ce este? Non-intervenție. Dumnezeu este non-intervenție. Deci când intervenim și vrem să schimbăm ceva, zice că nu sunt de acord, nu e drept, nu e adevărat ce faci tu, n-ai făcut lumea cum trebuie, noi vrem să îl corectăm pe cel din față. Sau nu sunt de acord cu tine. Nu-mi convine, nu vreau, nu-mi place. Când zici chestia asta, de fapt te opui lui Dumnezeu. Dumnezeu lasă toate aspectele să existe, pe toate le lasă să existe. Nu zice că așa trebuie să fii, nu zice că virtuțile astea trebuie să le respectați și restul sunt păcătoși. El unde a pornit conceptul de păcat? Că el nu zice chestia asta. Voi zice, voi toți sunteți sfinți. Nu zice că unul e sfânt și celălalt este păcătos. Mai puțin voi toți. Cum? Și mai puțin sfânt. Da, și mai puțin sfânt. E mănâncă porc. Doamne. Nebunie. Și apoi vine ăștia și zic că suntem neoameni. Păi normal. E firesc. Că nu merităm să trăim. Păi nu merităm să trăim. Nu au dreptate? Că suntem mâncători degeaba. Păi suntem mâncători degeaba. Nu realizăm nimic. Deci mărăția divină nu o vezi, nu o vedem. Luptăm pentru noi, pentru binele nostru. Da, și ne rade. Ne rade prin stăpânii la lume. La mișcarea stăpânilor a fost genială. Întâi ne-au lipit de materie și apoi ei s-au pus în poziția de divină. Și ei sunt reglatori divini. Sunt forțe ale cerului acum. Și nu le poate face nimic Dumnezeu. Genial. Pe cei și-au donat castelele și proprietățile pe care le aveau ei și s-au mutat într-o casă de cherpici cu două camere. Da.
Am înțeles. Scopul vieții nu este viața. Scopul vieții e dincolo. Când respingi viața, tu te ridici cât mai sus în lumea de dincolo. Dacă oamenii ar ști chestia asta, ce concurs ar fi între ei să se ajute ca să poată să ajungă cât mai sus în lumea de dincolo? Să se susțină unii pe alții, să se iubească, să se accepte. Da? Ce frumos ar fi raiul pe pământ. Dar să poate ca raiul ăsta să fie plictisitor. Și ce se întâmplă este bine ce se întâmplă, nu? Dar nu-i nimic mare, asta știi când ne plângem. Dumnezeu se mai și luptă, mai duce și războaie, mai face și crime, mai e și rău, mai creează feminism, e creatorul clubului de Bilderberg și a iluminaților, tot el. În momentul în care noi zice că e ceva rău, am greșit. Deci dacă zicem că iluminatii sunt răi și mai departe, am greșit, nu-i adevărat. Când zice că ceva este mai bine decât altceva, greșim. Nu, totul este bun. Când ai această conștiință că totul este bun și liber, ai sărit gardul la spitalul de nebun. Ai scăpat de la spital de nebun. Și te duci așa văzând cu ochii pe câmp. Și nu te mai uiți înapoi. Ai scăpat din spitalul de nebun. Deci liber, ușa este liberă. Putem să ieșim oricând, dar nu vrem, că nu știm cum. Atâta timp cât împărțim în bine și rău, nu ieșim. Nimeni nu iese. Da, Matrix, Matrix. Mai departe. La vrăjitoare suntem. Da. Vânătoarea de vrăjitoare. Principalul motiv pentru care creștinii au vânat și ucis vrăjitoarele de-a lungul secolelor, pentru că așa a fost pentru că așa le spunea Biblia. Bineînțeles, așa cum am menționat anterior, acest lucru se datorează în primul rând decretului biblic să nu lași o vrăjitoare să trăiască. S-a estimat că 4 din 5 vrăjitoare omorâte de creștini erau femei. Cu toate acestea, multe mii de bărbați și copii au fost de asemenea uciși de creștini pentru că erau vrăjitoare sau vrăjitori. Aceștia au avut Biblia în sprijinul lor. Scripturile creștine au inspirat și superstiții tangențiale. În jurul secolului al VII-lea a apărut Canonul Episcopii, Canon Episcopii, o lucrare laconică și lipsită de strălucire de autor necunoscut. Acesta acuza anumite femei criminale ca fiind vrăjitoare care fusese seduse de diavol, iar iluziile acestor vrăjitoare erau cauzate de cel rău, indiferent ce sau cine ar fi acesta. O astfel de femeie este o necredincioasă și mai rea decât o păgână, potrivit episcopiei. Acest document capricios a fost considerat de creștini timp de multe secole ca fiind de cea mai mare autoritate în ceea ce privește vrăjitoria. Să luăm în considerare în continuare pe Heinrich Kramer, alias Istitoris, care a scris Maleus Maleficarum sau Hexenhammer, ciocanul vrăjitoarelor, un manual pentru vânătorii de vrăjitoare în jurul anului 1486, menționat în cronologia mea. Crama a cerut sancțiunea papală pentru a urmări în justiție persoanele despre care era sigur că sunt vrăjitoare. Deci când zici că ceva este rău, ai greșit. Da. Pentru că Dumnezeu nu poate să facă ceva rău. Deși vrăjitoarea este un aspect al divinității. Deci nu poate să fie greșit. Deci greșeala ce este? Greșeala este împărțirea. Ăla care a împărțit este cel care creează neplăcerile în viață. Ăla trebuie pedepsit. De ce care învinuiește trebuie pedepsit? Da. Care spune că ceva nu e bine. Ăla este cel care trebuie pedepsit. Și nu există nicio lege care să-l pedepsească. Și apoi vine din față cineva care să-l regleze, să-l scadă. Știi? Și noi pedepsim pe ăla care l-a scăzut. Păi i-a făcut un bine. De ce îl bagi pe ăla la închisoare? Bagă-l pe ăla care a împărțit. Dar ei sunt liberi. Și în principal sunt preoții. Dar toată lumea împarte acum, peste tot. Toate filmele sunt împărțite, tot. Manualele școlare, tot ce învățăm noi e bine rău. Așa da, așa nu. Și nu e adevărat.
Eu am rămas, m-am nebunit de cap la Iisus fiul lui Sirac, la proverbele lui Solomon și la înțelegerea lui Solomon. Așa da, așa nu, așa da. Deci tot timpul împărții, pac, pac. Păi stai puțin că și negativul era tot divinul. De ce îl împarte pe divin? Ce ai cu el? De ce trebuie neapărat? Și atunci m-am întrebat, măi, așa de obsedat și așa de înrăit sunt să te împartă, să te împartă. Când termin cititul cărții, să rămâi așa cu sentimentul că lumea este împărțită în bine și rău. Să-L urăști pe Dumnezeu din față. Deci cu atâta forță, atâta repetiție, aia însemna forță, dorință neapărat să ții te în cap că Dumnezeu este rău. Că forma negativă a lui este rea și trebuie să lupți cu el. Nebunie cruntă. Unde era iubire acolo? Era, deci eu fizic oboseam fizic, îmi lua din viață, îmi lua din energie. Mă sfârșeam când citeam. Păi, Marius, atunci știi de ce lumea este așa cum este în stadiul actual și de ce s-au ucis atât de mult? S-a ucis pentru Păi și s-a acum făcut. te duci la piață seara în capul tău dacă zici ceva. Orice om, deci ai dușmani peste tot. Armate întregi de oameni care se luptă unii cu alții, continuu, și se urăsc. Păi ei, ne zicem de iad, păi iadul e aici. Iadul aici, deja e aici. Așa se bate aia în iad. Ne bătem noi acum. Mai departe. Maleabilul și superstițiosul papă a răspuns prin bula papală oficială Summis desiderantes affectibus, instituind în legea ecleziastică oprimarea oricărei persoane care ar putea fi vrăjitoare. Papa Inocențiu al III-lea, Nu, al optelea. al VIII-lea, și-a oferit observațiile ex cathedra într-o bulă papală, afirmând că vrăjitoarele, prin incantațiile, vrăjile, conjurațiile lor, au ucis copiii încă din pântecele mamei. Termenul de bulă pare perfect adecvat pentru a descrie excrementele papale de-a lungul secolelor care s-au scurs din imensul și profanul și cel mai josnic dintre intestinele Vaticanului. Adăugarea a doar 4 litere l-ar face perfect. În latină, bula provine de la bucata de lut folosită pentru a sigila orice edict semnat de papă. Această bulă particulară a lui Inocențiu al VIII-lea mirosea rău într-o asemenea măsură încât îi îndemna pe creștini să facă un haos superstițios și criminal pe pământul verde al lui Dumnezeu, secol după secol. Ură. Da. Asemănătură între oameni. Creștinii devotați și neprihăniți au îngropat de vii vrăjitoarele pentru crima lor de vrăjitorie. Cele mai multe au fost torturate cu ajutorul unor dispozitive elaborate de durere pentru zile, chiar săptămâni, apoi au fost trimise la focurile lor finale. Deci numai că le-au omorât, le-au chinuit, aveau o plăcere diabolică să le vadă în suferință. Le-a torturat, da. Dar cum, nu știu, cum poți să stai și să chinui nu pot să-mi imaginez. Mai știi când mai țin minte cum era acea grupă socială pe care i-a omorât milioane, da? Și mai erau 8. Da. Și mai era o familie, a prins-o pe femeie, nu știu cum a omorât, iar pe ăla l-a ars pe tigaie, în La ulei. prăjit, A da. prăjit în ulei. Deci nu poți să zici că sunt oameni, trebuie să fost diavol. Sau cel care a ocupat America de Sud, nu? Da. 30 de milioane parcă au murit. Da, ce În să știu. numele Fecioarei Maria și lui Isus. Da, și în America de Sud și America de Nord. Asta oficial ce se spune, dar cred că cifrele sunt duble. Știi că de obicei sunt mai lucrate așa. Câteva dintre cele mai norocoase au avut parte de o moarte rapidă prin sabie creștină. Micuța și umila mea bibliotecă județeană, aflată la 3 km de casa mea, păstrează o ediție modernă, 1971, a părții lui Cramer. Așa că am putut să arunc o privire la aceste edicte străvechi, pagină cu pagină. Cramer suspectează mai ales femeile de a fi vrăjitoare.
Maleus, partea 1, întrebările 4-9 și partea a doua, întrebarea 4. Dar acest închizitor creștin superstițios nu exclude bărbații. Cramer susține că scopul nevrăjitoare este acela de a ajuta diavolul. Poate că astăzi râdeți, dar acum doar 500 de ani oamenii credeau că diavolul este o ființă supranaturală reală, antagonistul suprem al lumii interlope. Sunt convins că nicio persoană inteligentă din ziua de azi nu mai crede într-o astfel de entitate magică malefică. Sunt conștient de declarațiile lui Pat Robertson despre pactul dintre Haiti și diavol și mențin afirmația. Peste 80% dintre vrăjitoarele ucise în Europa erau femei, de obicei arse de vii de către autoritățile bisericești. Între timp, pe partea occidentală a Iazului, o mică colecție de americani desfășurau ceva ce a fost numit procesul vrăjitoarelor din Salem. Deși atroce și de neînțeles pentru modernitate, a fost o faptă blândă în comparație cu răutatea colosală din Europa, toate sancțiunile din Biblie, Vechiul și Noul Testament. Nu la mult timp după procesele din Salem, mulți acuzatori și-au cerut scuze, ordinele judecătorești au cerut despăgubiri bănești pentru membrii familiilor acelor vrăjitoare executate pe nedrept. Nu intenționez să nu iau în considerare atrocitățile din Salem. 19 oameni au fost executați pe nedrept pentru că erau vrăjitoare, dar comparațiile cu miliardele de arderi de vrăjitoare creștine comise în Europa. Milioane, milioane. Milioane de arderi de vrăjitoare creștine comise în Europa, ordonate de autoritatea papală, dreaptă și infailibilă și de cuvintele lui Dumnezeu din Biblie, aprobate de absolut orice papă pe care ați dori să-l numiți de-a lungul Evului Mediu și al secolelor următoare. Mi se pare că Moise și Isus se califică drept, califică perfect ca vrăjitori, având puteri de vrăjitor. Despărțirea mării, vorbirea cu Dumnezeu, mersul pe apă, învierea morților, faptele culinare abracadabrice. Nu ar trebui Moise și Isus să fie uciși pentru că erau vrăjitori? Dacă stau să mă gândesc mai bine, poate că supușii pământești ai lui Dumnezeu au avut dreptate atunci când l-au bătut în cuie pe Iisus vrăjitorul acum vreo 2000 de ani. Un eveniment care nu a fost înregistrat de istorie. Acest zeu creștin gelos și violent impune de asemenea pedeapsa cu moartea pentru cei care încalcă sabatul. Ne întrebăm unde sunt prioritățile sale. Păstrați sabatul meu, căci este sfânt pentru voi. Cine îl va profana, va fi pedepsit cu moartea. Oricine va face vreo lucrare în ziua aceasta, să moară. Exodul 31:14. Cât de importantă și de sacră este o zi arbitrară a săptămânii în care Dumnezeu proclamă că trebuie să omori pe oricine muncește în vreun fel. Acum, care este numărul aproximativ? Câte vrăjitoare au fost ucise de creștini? Deoarece catarii au fost uciși de forțele creștine sub pretextul că erau de fapt vrăjitoare, începem cu cel puțin 1 milion. Putem adăuga încă 30.000 de victime nevinovate odată cu cruciada papei Grigore al IX-lea împotriva vrăjitoarelor din Stedingen. Apoi numărat și numărul nenumărat și uneori numărat, deoarece închizitorii catalogau adesea execuțiile de vrăjitoare în registrele bisericești, al altor bărbați, femei și copii, uciși în decursul a peste 5 secole, victime ale vânătorii de vrăjitoare, creștini de afaceri ca de obicei, creștine de afaceri, ca de obicei, care se ridică la cel puțin 100.000 în Europa. Numărul final este așadar de cel puțin 1.130.000 și probabil mult mai mare. Cea mai bună estimare a mea este că între 3 și 4 milioane de vrăjitoare au fost ucise de creștini pur și simplu pentru că Biblia le spune așa. Cu toate acestea, s-ar putea să se ridice cu ușurință la milioane mai mult. Pare surprinzător faptul că în Salem, în secolul al XVII-lea, în Statele Unite, creștinii au ucis doar 19 persoane și, așa cum am menționat mai devreme, câțiva câini ai diavolilor. Cu
siguranță că în Massachusetts 30, chiar sute de mii de vrăjitoare care lucrau cu diavolul și își făceau vrăji malefice care au scăpat de urmărirea penală. Și doar poate mult mai mulți posedați câini în iad. A fost Sfânta Biblie și numai Biblia cea care a permis o astfel de cruzime și haos. Fără Biblie nu ar fi existat canon episcopi Maleus Maleficarum, Sumis Desiderantes Affectibus și milioane de nevinovați ar fi fost scutiți de mâna creștinilor care consideră Biblia sacrosanctă. Fim aici. Continuăm mâine. Da. Concluzie? Păi, Biblia le-a oferit Motive. Motivul și scula perfectă ca să ucidă, să justifice și să perpetueze crima și stăpânirea. Da, da. Divizie. Instrumentul perfect care a motivat orgoliu, egoismul, adică diavolul, l-a susținut pe diavol și l-a întărit. Instrumentul perfect de întărire a diabolismului. Deci și satanizarea omenirii. E perfect. Da. Prin divizare. Divide timpul. Prin polarizare. Și noi acum suntem ființe întunecate și vedem dacă putem să scăpăm de chestia asta. Că avem în noi tendința să fim polarizați, să zicem că numai așa e bine. Când ai zis că numai așa e bine și așa e rău, gata, ești polarizat. Foarte simplu și foarte ușor. Și am arătat astăzi că există posibilitatea să depășești această stare, dar trebuie să fii atent de fiecare dată la polarizare. E greu să fii atent? E un exercițiu de o viață. Cred că nu e numai faptul că noi ne polarizăm, dar e și faptul că trebuie să fim atenți când suntem cu alte persoane să nu ne polarizăm. Eu am avut un avantaj pentru că trăiesc în fundal ca la 3 secunde în spate. Deci mie îmi trebuie 3 secunde ca să pot să conștientizez ceva. Până îți vine informația. Până îmi vine mie informația. E deja expirată. Da, polarizarea s-a dus. Și nu mă afectează. Nu pot să iau lucrurile personal. Până îți dai tu opinia, până îți dai tu părerea, spun noi las, păi deja am trecut la subiectul 3. Așa. Da, frumos. Mâine continuăm la 3, nu? Marius, dacă putem, de vreme, că mâine am o zi plină. Bine, de vreme când spui tu, îmi scrii. Da, bine. Seara frumoasă, mai bine. Da.